Victorie fără precedent în autonomia găgăuză, fostul bașcan al regiunii a obținut al doilea mandat cu peste 91% dintre voturile locuitorilor regiunii, potrivit datelor Biroului Electoral Central de la Comrat. Prezența la urne a fost de 50,35%, adică peste 55.000 de alegători. Rezultatul obținut de Irina Vlah este contestat de contracandidatul său, Dmitri Monol. Acesta a acuzat-o pe Vlah de mituire a alegătorilor, însă din lipsă de probe, sesizarea lui Monol nu a fost examinată de autoritățile electorale de la Comrat. Irina Vlah a fost puternic susținută în campania electorală de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Șeful statului a fost și primul demnitar de la Chișinău, care a felicitat-o cu ocazia acestei victorii. Guvernatorul Găgăuziei este ales pentru un mandat de 4 ani și este membru al guvernului.